Coli mi-a spus un an. Uneori mă criticați, alteori puneți și în practică. Eu deja când știu asta zâmbește, când spune că urmează ceva interesant. Surorilor, ați început prăjiturile și gătelile. Felicitări, s-a mântuit de Sfântul de Crăciun. Ce-ar fi dacă de Crăciunul acesta am renunțat la orice prăjitură și orice găteală și ne-am duce tot să colindăm? Din ce? Vreți să mâncăm neapărat? Ce-ar fi dacă pentru un Crăciun am renunțat la confortul cu care ne-am obișnuit și am duce cu noi bucuria Crăciunului? V-am spus că în urmă cu câțiva ani am fost într-o tabără misionară în Oltenia și în a doua zi copiii, după ce terminau de mâncat, băgau în buzunar iagnia de fasole, cea care rămânea în farfurie, și tocărița de cartofi. Și ne-am uitat șocat la bucătărea să am ce să zici, că era 100, nu era 6. Nu vine să te pun pe ele, că nici ceva. Dar zice, ce văd, frate? Ce gândiți-vă că ăștia n-au trei acasă și duc mâncarea la elați acasă. Și singura perioadă din an când veniți, când mănâncă mâncare gătită. Ne-am șocat. Ce-ar fi dacă am duce bucuria Crăciunului cu noi? Dar cum astăzi nu e un moment de predică, ci un moment de rugăciune, am spus lucrurile astea doar ca să ne gândim și ca să plecăm mai departe conștienți de binecuvântările pe care le avem. Să plecăm conștienți de faptul că avem un har de a fi copiii lui Dumnezeu. Avem bucuria de a avea ce pune pe masă, de a ne întâlni și de a ne bucura. Avem bucuria de a recunoaște măreția lui Dumnezeu. Vai de ceea ce se crede în om. Suntem tentați de multe ori când avem o problemă să apelăm la cineva. Sunt pe Șoni, sunt pe Marian, sunt pe cine știu că mă poate ajuta. Dar ultima dată sunăm pe Domnul. Și dacă greșesc, dovediți-mi. Dar pot să vă dovedesc că 99% din cazuri, ultima dată când avem o problemă, apelăm la Domnul. Zicem, Doamne ajută la început când a venit problema. Dar nu ne rugăm cu adevărat Domnului și nu cerem putere numai când vedem că ne-am epuizat toate sursele. Uit, și-o spun în dreptul meu, uit că Dumnezeu e puternic. Uit că mâna Lui e la lucru și uit că mâna Lui puternică mă ajută. Și spune Isaia 40:31, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Nu ți-ar plăcea așa să fie un turboman, să poți face de toate? Întrebarea se pune, de unde ne-au putere? Întrebarea mă pun eu. Pe cine am în spate? Cine reglează carburatorul? De unde îmi găsesc puterea? Îl recunosc pe Domnul ca Domn și Mântuitor? Știu că El mă ajută? Pentru cei care ne credem în Domnul, ce El te iubește, merge în pace pe un drum pe care n-a mai călcat niciodată cu piciorul Lui. Doamne, avem atâtea orizonturi pe care mi le-ai deschis. Și nu știm să ne bucurăm de ele. Sau li se pun ochelarii de car și nu le vedem. Doamne, avem atâtea oportunități pe care mi le-ai dat. Și trecem pe lângă ele, uneori nu nepăsătorii. Uneori refuzăm să le luăm de teamă de a nu avea responsabilitate prea mare. Uneori refuzăm să luăm binecuvântările lui Dumnezeu și provocările Lui de teamă că ne solicită prea mult și va trebui să renunțăm la altceva din confortul nostru. Mi-ar plăcea să mergem mai departe călăuziți de faptul că Dumnezeu e puterea noastră.
Mă încred în tine, Doamne, orice ce s-ar întâmpla, spune o cântare. Aș îngrădi să cer lucruri mărețe. Săptămâna trecută am fost cu Alex în oraș, așa pe timp de noapte, am avut un search de noapte, am căutat niște boschetari pe care să îi ajutăm, nu știu dacă neapărat să ajutăm, ci pur și simplu să încercăm să facem o bucurie de sărbători. N-am fost, nu ne-a reușit căutarea noastră așa pe timp de noapte, sau nu, nu cum am fi vrut noi. Dar povesteam cu Alex și am zis că ce important e să lăsăm spectacolul și să ne bazăm pe Domnul. Și chiar asta discutam cu Alex, că de multe ori ne-i teamă să începem ceva ce simțim că de la Domnul, pentru că ne cer după aia prea mult. Și ziceam cu Alex, mă, ce-ar fi dacă o dată pe săptămână am face așa o masă în care să vină săracii din oraș să mănânce. Și așa că te vedeți pe Alex, te rog frumos, te ridici în picioare, Alex. Nu că nu te cunosc situația. Nu-i mare. Dar zice, băi, ce tu, îți dai seama că dacă face lucrul ăsta, zice, ar însemna să dăm prea mult de la noi? Nu v-a spus lucrurile astea să vă impresioneze. Nu vreau. Nu v-a spus lucrurile astea ca să vă arăt cine știe ce face noi. Nu, pentru că nu este scopul nostru. V-am spus lucrurile astea ca să vă gândiți că Domnul ne cheamă să fim biruitori pentru El. Și Domnul mă învață că în momentul în care plec la drum, nu plec singur. Nu plec singur. Și vreau să vă dau un motiv ca să credeți lucrul ăsta. În urmă cu câțiva ani, organizația Tineri pentru Misiune din Mediaș, care astăzi trimite jumătate din misionarii din România, peste hotare, nu avea un sediu. Mai exact în urmă cu 17-16 ani, ei se întâlneau la unul dintre ei de acasă, într-un apartament care avea 30 de metri pătrați. Și și-au pus în gând să-și cumpere locație în care să facă o școală pentru Dumnezeu. Și au stat ei, nu știu cum s-au gândit, au pus ochii pe o pizzerie în oraș. Și am zis atunci pe unul dintre ei, zic, mă, arătul pe o aveți. Chiar la pizzeria aia să vă gândiți. Patronul, un afacerist italian, printre altele se vehicula și că existau droguri. Ce vezi ce vrem, să ne rugăm și Domnul să dea izbândă. Am crezut, temător, dacă îmi dați voie să spun, că Domnul le va da izbândă. Și s-a rugat, cred că, 3 sau 4 ani ca Domnul să le dea izbândă. După ce și-au adunat niște fonduri să cumpere localul, italianul a crescut prețul. Și zicea atunci unul dintre ei, zice, bă, zice, atâția bani avem. Domnul o să ne dea localul ăsta nostru. Îți vine mă timp, dacă știu că nu fost rușine să-i taie rană. De mai puțin de un an de zile. Pizzeria de afaliment. Și cea mai mare sumă pe care a primit-o patronul să-și recupereze investiția a fost la cei care astăzi își au locația cu rutine pentru misiune. Pentru că au crezut și pentru că s-au rugat. Și au îndrăznit să ceară. Hai să îndrăznim să ceară. Haideți să ne ridicăm și să aducem înaintea lui Dumnezeu cele mai, nu știu, adânci vise care nu trebuie să le spunem decât în singurătate. Să aducem înaintea Domnului și cred că Domnul ne va da izbândă. Dar să le aducem cu credința că de o mână mă ține Dumnezeu și mă încurajează și în cealaltă mână am hârtia pe care mi-a scris visul să merg mai departe.